Stațiunile de pe Valea Prahovei concurează la prețuri cu destinațiile exotice pentru mini-vacanța de iarnă. De Revelion, spre exemplu, ofertele sunt la fel de scumpe, iar în unele cazuri tarifele sunt chiar mai mari în hotelurile de la noi. Revelion, în afara țării, într-un sejur în Egipt, de exemplu 7 nopți, all inclusiv, vor plăti aproximativ 900 de euro. Avem ofertă pe Oman cu tarife de la 1199 de euro, ofertă specială la târg, 7 nopți, all inclusiv, bineînțeles. Pe Valea Prahovei, pentru Revelion, un cuplu poate plăti aproximativ 1300 de euro, 4 nopți cu demipensiune. 1300 de euro e doar tariful de plecare în stațiuni ca Predeal sau Poiana Brașov. Oferta ajunge la peste 4000 de euro pentru un junior suite și cina de Revelion la un restaurant bine cotat. Sunt zone de la noi din țară unde prețurile sunt mai piperate, dacă ne gândim la litoralul românesc sau dacă ne gândim la zonele celebre de munte. Depinde foarte mult de bugetul pe care dorești să-l aloci. E normal ca prețurile să crească atunci când interesul turiștilor e crescut, mai ales după 2 ani de pandemie, susțin unii experți în domeniu. Avem în Poiana Brașov atât de puține locuri de cazare pentru 20 de milioane de români, încât cererea și oferta în acest moment se balansează. Trebuie să comparăm mere cu mere. Sigur că ne gândim cât costă cazarea în Austria, dar trebuie să ne gândim cât costă și o bere pe pârtie. Prețurile n-au crescut însă peste tot, dau asigurări promotorii turismului local. Un exemplu e ecoturismul din Maramureș. Oamenii nu și-au schimbat prețurile. 250 de lei o cameră cu mic dejun inclus, până la 500 de lei cele mai scumpe, care ai toate mesele incluse. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism, anul acesta de sărbători, aproximativ jumătate din turiștii români au preferat vacanțele în străinătate.